A fost ferie pe cer în New Mexico, Statele Unite, așa cum se întâmplă în fiecare an la finala cursei de baloane cu aer cald organizat aici. Fiesta baloanelor este un festival anual care se întinde pe numai puțin de 10 zile. În competiție s-au înscris 10 de echipaje. Finala a fost pusă în pericol de furtunile din noaptea care a precedat competiția, însă odată cu răsăritul soarelui, vremea a devenit perfectă pentru un zbor cu balonul. Ediția de anul acesta a fost câștigată de un echipaj format din 2 americani care pe parcursul zilelor de concurs au reușit performanța să parcurgă 1394 de kilometri în 54 de ore și 40 de minute.